Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cult Art de la Timișoara. Invitatul meu de astăzi s-a născut la Câmpul Lung Mușcel. A fost prodecanul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. La fel, vreo 20 de ani, a fost șeful disciplinei chirurgie plastică. De asemenea, tot în jur de 20 de ani, prim vicepreședintele Asociației Plasticienilor din România și președintele Societății Române de Chirurgie Estetică. În cariera domniei sale de până acum, vorbim despre peste 50.000 de intervenții chirurgicale, unele dintre ele în premieră națională. M-am emoționat văzând cifra asta absolut fabuloasă. Este medic primar, chirurgie plastică, reparatorie și estetică. Îmi e drag tare să-i spun bun venit domnului profesor Tiberiu Bratu. Salut, una. Bine v-am găsit. 50.000 de intervenții chirurgicale, domnule. 50. Eu știu sigur că am la clinica, la privat, am 19.000. Astea sunt codificate. Dar în mod sigur am operat mai mult la spital, deci mult mai mult. Deci 30.000 la spital, 20.000 la privat. Nu cred că asta. Important ca din astea să fie cât mai mulți pacienți mulțumiți. Asta e cel mai important. Nu numărul contează, dar în 30 de ani vă dați seama că se adună. Mai ales că în primii ani am fost singur la chirurgie plastică la Spitalul Județean și operam mult de tot. Operam 5, 6, 7, eu știu, și 10 operații pe zi. Și noaptea operam multe urgențe. Că atunci mergea industria înainte de Revoluție și erau foarte multe accidente de traumatisme de mână, multe arsuri din Valea Jiului, deci erau foarte multe patologie. În 87 ați venit dumneavoastră la Timișoara 87, de la București, deși ați fi avut posibilitatea să rămâneți la București, fără niciun fel de problemă. Profesorul Agripa, profesorul cel care a întemeiat chirurgia plastică în România, a făcut facultatea la Leningrad, la San Petersburg și a venit aici și a înființat specialitatea asta de chirurgie plastică prin 54. Și un om deosebit, foarte dur așa, dar ne-a prins bine. Ne-a prins bine că m-a învățat foarte mult lucruri, deci despre viață, despre arta și de a conduce, adică și ne-a învățat și meserie. Problema a fost, cam ne spunea ce să facem, cât am fost secundar, eram medic secundar 3 ani de zile, deci practic nu prea am făcut singur vreo operație, știți, singur. Operau, aveți vreo 5, 6, 10 primari care îi lăsa să opereze, dar cam la indicație așa toată lumea, iar noi ca eram rezidenți, nu, n-am operat. Și când am venit aici, așteptam să îmi spună cineva din spate ce să fac. A fost destul de greu față de colegii mei mai tineri pe care i-am format eu. Adică e mare lucru să ai pe cineva să mai spună, știți? Am operat ani de zile cu o asistentă. Și acum e altceva. Acum deja sunt 16 plasticieni la Casa Austria, e altceva. La începuturile dumneavoastră în Timișoara, domniei voastre în Timișoara, locuiați într-un cămin de nefamiliști, într-o garsonieră, oricum stăteați mai mult la spital decât... Păi da, nu, așa a fost, 6 luni am stat pe Versului, cred că se chema, lângă spital, era comod că făceam 2 minute până la spital, era o garsonieră cu, cred că m-am pus niște perdele, un asistent al meu m-a încropit așa niște perdele din folii, din acelea care se reflectorizante, cu care se acopereau arsurile ca să nu piardă temperatura. Așa erau vremurile. Deci nu, dar era bine, eram tânăr, era altceva, știți. Și, na, până când a venit soția, s-a rezolvat totul și... Dar așa e, tinerețe... Când spuneți soție, vă referiți la Tatiana, cea pe care ați pierdut-o. Pe care am pierdut acum aproape 9 ani, da. Mama copiilor mei, deci... Poate unul dintre cele mai grele momente. Da. Da. O resetare completă s-a întâmplat atunci. Prima persoană pe care am pierdut-o așa, la care am ținut foarte mult, a fost bunica mea. Deci asta prin 91, eram, știu că eram director la județean atunci și am fost să o văd și erau bine, nu avea nicio, avea 83 de ani, era sănătoasă și când am plecat, m-am mai întors o dată să o pup, să o îmbrățișez și i-a spus unei vecine, cred că o să-l întorc pe Tiberica din drum și în jumătate de oră a murit. Așa, dar a murit ușor, era o femeie extraordinară, deci nu... Eu am crescut acolo la ei, de asta m-a durut foarte mult, că am crescut la bunicii de la părinții mamei mele.
la Lerești, o comună deosebită, așa, și da. Iar bunicul v-a făcut cadou. Da, bunicul a fost preot. O icoană pe care ați binevoit să o aduceți. Da. Pentru telespectatorii noștri, vă mulțumesc din suflet. Da. O icoană ne-a dat-o la nunta noastră ca să fie protector Sfântul Nicolae. Așa. Eu nici n-am știut, vă spun sincer. Am aflat după când am vrut să facem biserica. Atunci am aflat că icoana asta e de la bunicul meu. Am trăit destul de sincer, acum destul de superficial în familie, așa, într-un fel. Adică eram foarte prins în munca de la spital. Da, n-aveai cum să, când faci chirurgie, n-ai cum să... Și atunci, acasă, nu prea... Am fost destul de... Din păcate. Acum realizez. Ați folosit cuvântul absent sau e prea dur? Nu, absent nu, dar superficial, cred că. Adică, da, am avut noroc că Tatiana s-a implicat, că altfel cred că nu ar fi, n-aș fi avut nici nimic, cred că nu... Dar ea a fost o soție ideală, o mamă extraordinară și o bunică. A prins și prima nepoțică, avea 3 ani când s-a prăbălit ea și... Da. Deci, și împreună cu Tatiana ați ridicat o biserică, practic. Îmi povesteați da, că era un teren mlăștinos pe care l-ați cumpărat cu $4 da. Metru pătrat și apoi când l-ați donat mitropoliei. Da, erau mult mai mult. Da. A fost o explozie de... Da, deci așa a fost. Am avut un vis și am zis că mi-a spus că trebuie să facem o biserică, dar bineînțeles cu foarte mulți prieteni, cu foarte multe, deci nu eu. Dar eu am avut terenul și am făcut câte ceva așa. Îmi povestiți, vă rog, întâmplarea cu prietenul dumneavoastră de la Arad, când aveați nevoie de 3.000 de euro sau da, de acolo? Echivalentul, 120 de milioane erau. Da, și am sunat pe un prieten care posibilități așa financiare, care na, ne înțelegem foarte bine și pe urmă fiindcă mai părintele Pavel, care săracul s-a prăpădit acum, cu care am construit biserica, mi-a spus, domnul profesor, avem nevoie să plătim ceva mortar, ceva, în fine, și e nevoie de 120 de milioane, cam echivalentul la 3.000 de... Și am sunat pe prietenul ăsta al meu de la Arad să îl rog să fac o sponsorizare. Până mi-a fost jenă și... V-ați rușinat să-i mai cereți. Nu i-am mai zis nimic. Dar el știa de biserică și zice, băi, Tibi, stai un pic, zice, cu biserica aia nu mai zici nimic, trimite-mi o sponsorizare de 120 de milioane. El a zis exact suma care aveam nevoie. Nu știu cum și nu-mi dau seama, știți, dar așa a fost. Iar biserica a fost poartă hramul Sfântului Nicolae. Sfântului Nicolae, da. Da. Și atunci ați aflat că primiseră de la bunicul dumneavoastră la cununie această icoană. Fiindcă Tatiana a zis să fie hramul ăsta și mi-a și explicat de ce. Și așa a fost. Da. Iar pe străbunicul dumneavoastră l-a chemat Nicolae, Nicolae se leagă a fost lucrurile. Primar acolo în Tinerești. Și avea un munte și 1.000 de oi. Așa erau vremurile atunci. Avea un munte și? Un munte și 1.000 de oi aveau atunci, da. Pe urmă, când m-am născut, eu nu mai aveam nimic, normal. Că... I-a fost luat da, tot. Da, normal. Da, așa erau. Chiar erau brânză, în toată țara se găsea brânză, Polexe îi chema pe ei, și erau brânză în burduf, știi? Sau coajă de brad, coșuleț, așa se face pe la noi. Da, amintiri așa frumoase. Și bunicul a făcut o biserică în 1940 în Lerești. Domnule profesor, sunteți cunoscut nu doar la nivel național, ci și european și internațional, ca un excepțional chirurg plastician. Excepțional e mult. De chirurgie estetică, reparatorie. N-aș vrea să mă încurc în numele astea de... Practic, specialitatea asta este foarte largă. Înseamnă arsuri, tratamentul arsurilor, traumatisme de mână, înseamnă rezolvarea unor defecte tegumentare care poate să apară post-traumatic, cu accidente, sau după excizia unor tumori foarte mari și atunci transfer, de exemplu, microchirurgie, transfer un țesut cu vase și nervi dintr-o zonă donatoare, deci unde îl recoltezi, și într-o zonă receptoare unde ai un defect. Și se cos vasele, se cose artera, două vene, nervii, deci ceva extraordinar. Și mai e și chirurgia asta estetică. Pe care ați ales să o mutați în privat, în urmă cu 26 de ani, ați făcut o clinică privată, considerând că această ramură a medicinei nu e de spitalul de stat. Nu era corect. Am vrut să dăm aceste detalii pentru că vreau să aduc în discuție o propoziție care pe mine mă fascinează. Dar încep povestea spunând așa, la cea mai recentă gală a excelenței bănățene,
care se întâmplă la Timișoara în organizarea Consiliului pentru Excelența Timișoarei, care reunește Academia Română, cele patru mari universități, în parteneriat cu Marea Loșă Națională din România și Asociația Timisensis, la cea mai recentă ediție, a 8-a, ați fost laureatul premiului Petru Drăgan pentru științe biologice și medicale. Pe scenă, când ați avut discursul, ați anunțat că valoarea în bani a premiului, 10.000 de ron, urmează să o donați Fundației Filantropia. S-a întâmplat, da. Așa. Și revin acum la propoziția pe care îmi doresc să o aduc între noi chiar acum. Frumusețea va salva lumea. E un citat din romanul Idiotul al lui Dostoievski. Sunt vorbele personajului principal, prințul Mâșchin. Am căutat foarte mult să înțeleg dacă această frumusețe care va salva lumea se referă strict la frumusețea estetică sau este mai mult de atât. Și căutând, am aflat că există niște scrisori, o corespondență a lui Dostoievski în timp ce scria Idiotul, și în care el recunoștea că și-a propus să creeze un personaj care să întrupeze frumusețea ideală, frumusețea perfectă. Dar, pe urmele lui Platon, pentru care frumusețea perfectă e nimic altceva decât întruparea binelui în lume, ajungem la concluzia la care Gabriel Liceanu a ajuns în mod excepțional, spunând că șansa fiecăruia dintre noi până la urmă este să facem bine, domnule profesor. Da, corect. Da? Pe urmele lui Iisus Hristos, de ce nu? Fiindcă la fel în corespondența lui Dostoievski s-a descoperit că practic personajul Mâșchin este foarte asemănător Mântuitorului. Și că singura noastră șansă de a salva lumea, da, este ca fiecare dintre noi, individual, să ne îngrijim, să fim nimic altceva decât răspândirea splendorii binelui în lume. Asta înseamnă, de fapt, frumusețea va salva lumea. Da, se zice că frumusețea e umbra lui Dumnezeu peste univers. Aristotel spunea că frumusețea e dar de la Dumnezeu. Și apropo de că e efemeră, Molière spunea că e ceva efemer, e o floare trecătoare care ține numai de epidermă, frumusețea chipului, că trece foarte repede. Și zice că frumusețea, cel mai important, să vezi frumusețea uitându-te prin ochii unei femei și să vezi frumusețea din inimă, știți? Adică, da, foarte puțin se uită să ajungă la frumusețea sufletească, știți? Din păcate, e un pic de analizăm lucru, un om după cum arată aspectul exterior. Formă, avem surprize, dar asta este, știți? Da, dumneavoastră vă loviți de asta în fiecare zi, probabil, în meseria pe care o practicați. Femeile își doresc să fie perfecte sau bărbații care vin de mână cu femeile, acei bărbați își doresc ca femeile de lângă ei să fie perfecte. Perfect nu există. Nu ne-a făcut Dumnezeu perfect, că nici, se zice că nici n-am fi frumoși, dacă interesanți, da. Nu există perfecțiune decât Dumnezeu o face, deci natura asta, tot ce ne înconjoară, dar noi nu suntem perfecți și niciodată nu promit, adică sub nicio formă. Dacă vine o pacientă și spune că aș vrea să fie, spune că ar vrea să iasă perfect, o trimit la alți colegi care știu să facă perfect, eu nu știu. Dar cum știți să faceți dumneavoastră? Cât mai bine, cât mai bine. Adică, bine înseamnă în armonie cu ceea ce Dumnezeu a lăsat deja. Exact, da? Proporțional. Da, le spun apropo de sân, de exemplu, le spun că un sân nu e frumos dacă e imens, dacă e mare. E frumos dacă se armonizează cu corpul. Un nas, iar nici prea mic, sunt niște repere, niște proporții la nivelul feței, știți? Adică și peste tot, adică nu, tot timpul trebuie să fie, să nu ieșim din normal foarte mult. Vedeți că se poartă acum fețele astea triunghiulare, în fine, tot felul. Eu nu fac așa ceva, deci... Aia e treabă de modă? Cred că e treabă de modă. De televiziune, de Instagram, de toate astea, da. Așa cred. Fiindcă, da, dacă... În fine, nu vreau să... Dar eu încerc să nu fac asta și fac chestii normale.
în chirurgia estetică, cel puțin. În urmă cu 8 ani, aș vrea să aducem asta în discuție. Ați reușit să promulgați o lege prin care să fie gratuită operația de reconstrucție a sânului după cancerul mamar. Da, deci practic statul să suporte costul protezelor. Exact. Chiar am fost în Parlament, am susținut cauza asta, am avut noroc că, fără să știu, erau câțiva deputați al căror soții le operasem, a fost foarte interesant. Și s-au implicat, fiindcă au văzut ce impact are reconstrucția asta asupra psihicului unei femei. Că așa e ușor să zici, domnule, ce trebuie doi sâni. Păi nu e chiar așa, că îți pierzi și echilibru, și psihic, și echilibru chiar fizic, așa, când... cum se scoteau sânii înainte și cu pectoral și cu operații foarte mutilante așa, și celălalt sân parcă creștea compensator, era un sân imens și unul fără nu era deloc, și atunci era foarte greu de, nu știu, să trăiești, să ai o relație normală cu, așa, cu partenerul, să mergi la un strand, se poartă proteze externe, dar nu poți să te duci la strand, să te duci la mare, în fine. Și sunt foarte bucuros că am reușit să rezolv asta. Și practic la Casa Austria sau oriunde, într-o secție de chirurgie plastică, statul asigură costul protezelor, iar operația nu costă nimic, bineînțeles. Prima operație a unui sân pe care ați făcut o reconstrucție, nu? Nu, ce ați făcut în 80... o ridicare. Prin 89. Care nu v-a ieșit. Nu m-a ieșit. Era prima. Deci, da, pe urmă, în 90 am fost plecat în Franța. Ăla iar e un moment. Da, a fost un moment. Cu primarul Alămureanu, primul primar al Timișoarei Libere. Da. Da, era nebunie. Țin minte că mă duceam la el în birou și avea o sobă de teracotă, de mult, da? Și ca să discutăm, ne băgam după sobă aia. Era un spațiu mic. Restul, țipau toți acolo, că vor apartament, că vor mașină, eu știu. Deci, intra cine vroia acolo. Era ceva nenorocire. Deci, nu era nimeni la poartă. Țipau toți acolo, în cabinet la el. Și atunci, ca să stabilim când să plecăm sau ceva, ne băgam după sobă aia de teracotă. Și am stat 2 săptămâni. În Franța, nu după Lourdes, sobă. La Lourdes, nu, așa. După sobă, da. La Lourdes am fost, acolo unde se pare că au niște copii, niște păstori au văzut pe Fecioara Maria, și pelerinaj acolo erau, nu știu, în jur de 5-6 milioane pe an. Și o doamnă de acolo care organizase excursia, ne-am plimbat prin școli și prin asta și-am povestit despre Revoluție, că asta era scopul vizitei noastre. Da. A fost prima ieșirea mea, da, spectaculos, așa, când am ajuns pe De Gaulle, panoul ăsta publicitar era ceva așa nebunie pentru noi, nu ieșisem din țară până atunci. Da, și am ajuns la Toulouse, m-a dus până la Toulouse, la secția de chirurgie plastică, o secție foarte mare, și acolo am văzut prima mamopexie, am văzut direct, așa că profesor Agripa opera, dar una, două pe an. Uh-huh. Și când opera, era nebunie. Eu eram în rândul nou de la geam, în fine, deci nu aveai cum să vezi, sau cărți nu erau. De chirurgie estetică nu era nicio carte și atunci, da, prima operație a fost, a durat și vreo, nu știu, 9 ore sau ceva, o nebunie de asta, și am avut o problemă cu complexul areolomamelonar, s-a necrozat parțial. Dar am avut noroc că pacienta a fost foarte, foarte ok, da, și... mă încuraja ea. Eu am visat, visam așa că se topește noaptea, am visat luni de zile că se topea un sân, așa era un vis, că de asta mă gândeam că după ce pleci, nici nu mai trebuie să te fiarbă în smoală, ca și chin în iad, să-ți bage niște microchipuri de astea, cu vise de astea, de cel puțin pentru mine, vise cu pacienți de mulțumiți, nu mai trebuie altceva. Că, aveți și acum, domnule profesor? Nu, spun, dacă ar fi așa după, să-ți bagi așa câte... Mai visat și acum? Mai întâmplă să nu reușească vreo operație. Acum știți cum e, că perfect nu poate să iasă toate, sau de multe ori, știți, este o pacientă, eu văd că e perfect, e foarte așa. Bine, și pacienta e nemulțumită, știți? Sau văd că nu este cât aș fi vrut eu să fie de bine, și pacienta mă strânge în brațe și zice vă mulțumesc foarte mult. Deci fiecare cum percepe, știți, rezultatul. Asta e problema. De asta, o lungă perioadă de timp, am avut o psihologă, un psihiatru care vorbea cu pacientele că dacă operezi o pacientă cu așteptări nerealiste, oricum nu va fi bine, știți? În special la nas, la față, e foarte, că nasul vezi tot timpul, e în centrul feței.
E foarte delicată. Chirurgia asta estetică, de asta e o chirurgie de maturitate. Derivă din chirurgia plastică, se bazează pe tehnicile de chirurgie plastică, dar trebuie să o faci când stăpânești foarte bine chirurgia plastică, chirurgia generală, și atunci și să fii matur. Când eram foarte tânăr, la lifting, de exemplu, decolam fără nicio problemă până aici, până la... Așa, n-aveam niciun stres, așa, și... Acum sunt mult mai atent, mult mai atent, și prefer să fac o operație poate nu chiar atât de complexă, dar cu riscuri cât mai mici, știți? Așa gândesc acum. Dar atunci când ești tânăr, ai multă dopamină, apropo de dopamina asta, care e o chestie, trei atomi și cu o codiță, se creează de creier și care te convinge până la urmă că e mai verde iarba din curtea vecinului, asta este. Acum cred că cu vârsta mai scade și dopamina și testosteronul și atunci sunt asta mult, e bine, mult mai e bine. Din punctul meu de vedere, acum e mai bine. Da. E vreo vârstă la care v-ați dori să vă întoarceți, domnule profesor, sau aceea pe care o aveți acum e extraordinară? Da, e ok. Nu cred. Chiar m-am gândit. Nu, sunt ok. Sunt bine. Mulțumesc Dumnezeu. O aveți pe Lavinia. Da, da. Cea de-a doua soție a dumneavoastră. Da. Lavinia și pe Saskia. Care a venit la pachet, cu Saskia. Da. Copila ei, grozavă, da. Da. Saskia, care îmi spune de 10 ori pe zi că mă iubește și am un copil deosebit. Și Lavinia e un om deosebit. M-a resetat Lavinia. Efectiv m-a resetat, adică zic eu că sunt mult mai profund, mai calm. Mi-a dat foarte multe cărți să citesc, de-astea motivaționale, știți? Și ea citește, eu știu, cam două cărți pe săptămână, așa, și atunci nu poți să stai și tu pe acolo. Mai, când ajung pe acasă, și eu am citit foarte mult înainte de, eu știu, până la 30 de ani, până n-am mai apucat, n-am mai avut timp să... Fiindcă multe gărzi, multe urgențe, multe nu prea mai am avut timp să citesc, dar îmi place foarte mult. Dar acum citesc mai mult cărți motivaționale. Și Lavinia le triază, știe exact ce vi se potrivește și ce aveți nevoie. M-am bucurat foarte mult să știu că v-ați făcut vreme pentru Laurul lui Vodolaschi. Da. Și deși am plâns citiți... destul de ușor acum cu vârsta, adică mă marchează așa, mai au fost niște că Sfântul mai scrisă de un grec, deci și Laura asta e impresionant așa de ce a făcut. Nu știu, în final a fost călugăr, dar el a fost un copil crescut de un bunic care cunoștea toate plantele astea medicinale și trata și era imun la ciumă. V-a mai recomandat Laur, cred, cu ajutorul lui Olimpiu, o vedeți chiar mai bine acum. Cred că v-a mai recomandat Laur aici la emisiunea Cultar. Da, e deosebită. Domnule profesor, am scos eu câteva fraze și cu voia dumneavoastră le voi citi pentru aceia care ne urmăresc acum. În actul tratării, un rol esențial îl avea cuvântul. Cum medicamente erau puține la număr, cuvântul avea un rol mai important decât acum. Și contextualizând, spun în continuare, medicamentele nu reprezintă lucrul cel mai important al tratamentului. Am citat din Vodolaschi. Sunteți de acord? Da, absolut. Contează foarte mult cum... și o vorbă bună face cât cel mai tare medicament. O mână așa pusă pe creștetul unui om care vine, e amărât, e stresat, n-are bani, a ajuns și el cu vai de capul lui și stresat de patologie, nu știe ce îi se întâmplă. Trebuie să te cobori la nivelul lui și să-i explici și să... Am văzut că contează foarte mult. Și trebuie, le spun la studenții mei, să nu se considere Dumnezeu sau aproape de Dumnezeu, să considere oameni, fiindcă și îi pun să așeze la orizont, pe masa de operație, să stea fără să aibă nevoie, să vă, altfel vezi... Să se așeze studenții, să stea așa. Rezidenții, să stea întinși pe masa de operație, cu luminile alea deasupra, fără să se întâmple ceva. Așa. Altfel gândești când ești la orizontală, chiar dacă n-ai nevoie, normal că n-ai nevoie de operație. Nu mai deții control, da? Păi nu mai ești, da. Ești la mâna cuiva. Ești la mâna cuiva, da. Contează foarte mult. Și e important să știi că, în primul rând, ești la mâna lui Dumnezeu. La mâna lui Dumnezeu, da. Și apoi prin oameni, care acționează prin oameni. Ajutorul Domnului vine adesea prin oameni care nu stau cu mâinile în sân. Și, foarte important, domnule profesor, minunea poate fi rezultatul muncii sporită de credință. Da. Da. Practic, v-ați, fără să fi citit Laur,
decât de curând, fiindcă n-a apărut foarte de mult. V-ați coordonat viața? Așa am simțit, după, a fost, după acest citat. N-am neapărat, am citit din cărți, așa am simțit eu. Eu am vrut, bunicul a vrut să mă facă preot, știți? Și dumnealui că, fiind preot. Da, da, da. Așa. Cred că ar fi fost, dar n-am avut voce. N-aveam voce și trebuie să ai voce, că altfel nu prea, da, bine. Și până a fost, că am ajuns la medicină, a fost, da, chiar să vă spun așa, s-a întâmplat, vă rog. Un vecin, chiar eram grădină în grădină, așa, Cristi Klein, Câmpulul Mușel, oraș mic, 20.000, 30.000 de locuitori, în fine, a dat la medicină, 3 ani mai mare decât mine, a dat și a intrat primul la București, deci era ceva... Wow. Într-un orașel mic. De provincie, da, vorba aia. Da, a intrat primul și știu că era o carte de anatomie de Ranga, e profesorul Ranga, era o carte atât aia, trebuia să o știi toată. Când am dat, eu erau și m-a motivat și am zis, mă, să intre el primul și eu nu prea aveam, la matematică nu prea eram așa, în fine. Altceva, chiar mă bucur că am făcut asta, că practic poți să ajuți direct oamenii, asta e fantastic, e un... o binecuvântare de la Dumnezeu să ajuți, să poți să faci direct să ajuți un om, știți? Da, și am dat, atunci erau cam 8 pe loc la medicină, am intrat din prima, deci a fost ok. Și pe urmă, iar specialitatea tot așa a fost o... Dar chiar ați făcut obstetrică ginecologie în făcut, se făceau 3 ani de stagiatură așa. După facultate. Am făcut armata la Fălticeni, la nebunie, 9 luni, era, se făcea după ce dădeai admiterea și făceai 9 luni. Am prins 30 de grade minus, venea cribățul de la ruși. Era, de armata am făcut. Chiar da, aveam un sergent, mă punea să alerg după, să prind un iepure pe dealurile alea, pe acolo era zăpadă de jumătate de metru, un metru, în fine, nu. Dar ne-a prins bine și armata, m-a maturizat, că era prima dată când plecam de lângă... Da, 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 da. Părinți, știți? Adică a fost foarte bine înainte de facultate. A fost ok. Și pe urmă am făcut 3 ani de stagiatură. Făceam mai mult obstetrică ginecologie. Îmi plăcea mie așa mai mult. Și na, până la urmă familia a zis să nu fac ginecologie, că sunt prea darnic și chiuretesc pe vruna dacă e, și atunci era interzis. Iar. Adică plânge, o chiuretesc și pe urmă o pățesc. Și nu fac. Bun, chirurgie generală. Și de plastică nu știam nimic, nici nu știam că există, adică nu știam ceva așa, că e nici un spital. O ramură foarte. Păi nu, se făceau numai arsuri, numai arsuri însemna atunci când am făcut eu arsuri și chirurgia mâinii, ceva. Cam atât. Micro nu se făcea și estetică nu se făcea deloc. Și înscrierile se făceau pentru rezidențiat, erau 25 de locuri la chirurgie generală. Și acolo am vrut să mă înscriu și am intrat, eram cu Bogdan cel Mare, era în cărucior așa și am... Fiul dumneavoastră. Băiatul cel Mare, da. Cel mic e Răzvan. Și am fost acolo și era coadă foarte mare. Eram și cu căruciorul și aveam un prieten care era la Primăria Capitalei, acolo se făceau înscrierile, întâmplător, nu știu ce. Și l-am sunat pe Nicu și a zis, bă, Nicu, încearcă să pui și tu dosarul. Și ăsta vine după 10 minute că a depus dosarul. Păi cum ai depus, bă? Bă, zic, ce înseamnă relații? Și el mi-a depus la o coadă mai mică, unde era chirurgie plastică, dar acolo erau numai 3 locuri. Și erau înscriși, nu știu, vreo 10, cred, cam așa. Și da, am rămas și pe chirurgie plastică. Da, chirurgie plastică. M-am dus, am stat, știu, țin minte că am stat la poarta spitalului, era în Piața 1 Mai, să văd ce pacienți ies de acolo. Ieșeau cu mâini pansate, na, și chestii de-astea. Și până am ajuns acolo, am făcut 3 ani și profesor Agripa a zis, te duci, du-te la Timișoara, te sfătuiesc, decât să-mi duci mie geanta pe aici ani de zile, du-te acolo și vei ajunge profesor. Așa mi-a zis. Ceea ce s-a și întâmplat. Ia, da. La Timișoara, unde ați găsit un colectiv format doar din asistente? Asistente, da. Da? Erați singur un medic specialist, sunt 14, 16 acum? Acum sunt 15 specialiști. Și există o secție de mare arș, care e cea mai mare, da, din țară. Cea mai mare moment. Din țară, da. S-a închis o terasă, am avut ideea asta, așa, să închidem o terasă, era o terasă care ne și inunda bloc operator tot timpul, tot prin fisuri, așa, cu geaș, a închisă terasa, au obținut 1000 de metri pătrați, deci ceea ce e foarte bine. Și acum sperăm să, împreună cu profesorul Sandes, sperăm să se facă clădirea asta nouă pe heliportul dintre Casa Austria și Ortopedie. Se începe anul ăsta să facă o clădire mare cu UPU, nou UPU al județeanului, 30 de săli de operație, secție de terapie intensivă și secție de mare arș, dar mare. O secție mare de arș. Vreau să mai văd și asta și pe urmă mai vedem. Da. Și pe urmă mai vedem. Și da. Mai vedem, da. M-am temut că nu, vreți nu, să nu. Spuneți altceva. Nu. Adică nu, dacă nu mai ai planuri, înseamnă că viața e cam terminată. Adică
Da, până la urmă ce facem? Ne tăiem singur creaca de sub picioare? Îmbătrânim voit, domnule profesor. Da. Dacă nu mai faci nimic și nu mai gândești. Apropo de asta, de longevitate, am citit undeva că erau într-un sat de, pe la sârbi. Murisele tot numai două doamne în vârstă, 85 sau așa, aveau un proces comun pentru bucată de teren. Și ăsta n-au murit. Procesul dura foarte mult și aveau o preocupare. Au avut treabă. Au avut treabă, da. Și au trăit, au singurele supraviețuitoare din satul ăla, ca idee. Dumneavoastră spuneați că noi am putea trăi cam 120 de ani. Nu spun eu, am citit o carte acum. Îmi povesteați. Lifespan, da. Lifespan e David Sinclair, e un mare om de știință, australian. S-a stabilit la 25 de ani în Boston, e profesor la Harvard, este profesor de genetică. Și concepția lui și a multor altora, dar el în special, consideră că bătrânețea nu e ceva predestinat. Adică, domne, trebuie să... La 70-80 de ani trebuie să tragi hemlul, da? Așa, el zice că este o boală, e o patologie și că putem să controlăm asta, dacă vrem, putem să controlăm și să trăim cel puțin 120 de ani. El speră să trăiască, el are în jur de 52 acum. Și speră să se întâmple. Ia niște... Deci, practic, ca și secrete, așa, chestii simple ce am putea să facem, să mâncăm mai puțin, asta clar, Hipocrate spunea, că ești ceea ce mănânci. El, secolul V, înainte de Hristos, părintele medicinei, nu? Cu jurământul lui Hipocrate, deci el consulta foarte mult, îl chemau, dar ăștia, mai persoane suspuse, în fine, și mergea pe jos până acolo, mânca foarte puțin, avea grijă să mănânce foarte puțin. Pe urmă, a fost, de exemplu, un caz celebru, a fost Luigi Carnero, din Veneția, un tip, secolul XV. Luigi Carnero a fost antreprenor, a făcut foarte mulți bani, până la 20 de ani, ei făceau comerț cu vasele, cu, în fine, cu mirodenii, și până la 35 de ani numai în chefuri, mâncare, băutură și altele, da? Și la 35 de ani, nu știu ce l-a determinat, să nu mai mănânce, și-a schimbat total viața. Nu se știe cu partea, cu femeile nu se știe asta ce a făcut, dar a mâncat dar mai... Dar e clar că nu i-a făcut rău nici dacă a continuat, aia, da? Nu știu, aia, în fine. Dar 340 de grame de mâncare pe zi. 340 de grame. Așa. A scris un tratat despre cum să mănânci decent și primul tratat de motivațional. Așa. Da. În secolul XV. În secolul XV, da. 340 de grame și maxim două pahare de vin. Până atunci el era numai pe zi? Pe două pahare de vin roșu pe zi. Pe zi. O să vedeți cu vinul roșu că ai motive să-l bei, vinul roșu. Așa. Are resveratrol. Povestim, dacă mă lăsați 2-3 minute. Da. Și n-ar fi ținut nimeni cont de ce face el, dar și-a publicat chestiile astea la 80 de ani. Și a trăit cam 110, se spune. Da. Și în secolul XV trăiau cam la 40 de ani, erai bătrân deja. Da. Nu prea treceau de 45 de ani. Cam așa se trăia atunci. Deci erai deja bătrân la 40. Deci mâncam puțin. Mâncat puțin. De băut puteți să bem cât de cât, un pahar de vin roșu se pare că ar fi bun. Dar ce face vinul roșu? Are resveratrol. Resveratrol este este din struguri, extract din struguri sau din, de exemplu, din plante stresate. Plantele stresate că din cauza unui sol arid, de exemplu. Plantele care sunt mai colorate, așa, sunt foarte bune și conțin mai mult resveratrol. De exemplu, căpșunile dintr-un sol arid, care nu sunt udate, au consistență mult mai mare, conțin mult mai mult resveratrol. Ăsta imită postul, resveratrolul. Imită postul, are acțiune ca și postul. Practic, resetează, practic, activează genele longevității. În genomul nostru, povestește Sinclair, adică s-au descris că am 24 de gene ale longevității. El se ocupă de 7 gene din astea, din cele 24, sirtuinele, care practic resetează corpul, modifică activitatea mitocondrială. De exemplu, când organismul este stresat puțin, dar nu foarte tare, adică nu stres continuu, dacă e stresat puțin, organismul intră într-o perioadă de relanti, cum ar veni. Adică, practic, se apără, nu? Se apără și lucrează mai la relanti. Și atunci, dacă lucrezi la relanti, e aceeași energie pe care o consumi într-o perioadă mult mai lungă de timp. Și trăiești mai mult și mai sănătos.
Deci să fim stresați, dar numai un pic. Numai un pic, da. Așa. Da, deci asta, deci cum poți să faci cu postul ăsta? Poți să faci post intermitent, de exemplu eu mănânc mai 8 ore pe zi, 16 nu mănânc, 8 ori mănânc. Sau la vinerea, de exemplu, nu mănâncă 2 zile, lunea și vinerea nu mănâncă deloc. Nu mai bea doar apă. Nu mai apă, da. Alții țin o săptămână pe semestru sau așa, nu mănâncă deloc. Este postul ăsta al nostru, postul ortodox, da, da, da. În care nu mănânci deloc decât, eu știu, vegetarian, postul ortodox, nu? Se poate ține și post negru, cum țin călugării. Și... post negru, înainte de a te împărtășești, da, sau... Da. E foarte important, deci postul. Pe urmă, efortul fizic chiar este foarte important. Deci se zice că jumătate de oră de efort fizic, dar intens, adică să faci un pic de tahicardie, să crească ritmul respirațiilor, deci un pic de intens, așa, alergare, de exemplu. Dacă alergi 7-8 km pe săptămână, asta înseamnă un efort de 15 minute pe zi, scade riscul de boli cardiovasculare cu 40% și longevitatea crește riscul de mortalitate cam cu 45% scade. Deci sunt chestii dovedite pe studii foarte mari de, știți? Altceva, frigul iară acționează tot așa, stresează un pic organismul. Da, știți? Ați făcut baie în Marea Neagră la 1 ianuarie. Da, 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 eu fac, deci merg dimineața pe iarbă, așa, dimineața și acum pe zăpadă, așa, 10 minute, e fantastic. Și, pe urmă, duș fierbinte și rece. Asta face bine și pentru gimnastica vasculară, că faci vazodilatație, vazoconstricție și nici nu răcești, pe urmă, răcești mai greu, așa, te fortifică. Imunitatea, da, crește și imunitatea, da. Deci asta. Și în rest sunt alte produse chimice care imită postul. De exemplu, metformina. E un antidiabetic. Eu iau asta. Un antidiabetic de tip 2 din extras din liliacul francez. Prin 1920 un farmacist a avut ideea asta și l-au folosit în tratamentul diabetului de tip 2. Când organismul e rezistent la insulină. Deci cam asta. Eu cred că, da, simplu așa, să mănânci mai puțin, trăiești mai mult. Asta e clar. E dovedit. Lăsați și să faci un pic de mișcare. Paharul ăla cu vin roșu, nu mi-e rușine. Așa, și cu, da, și da, cu resveratrolul e foarte important. Dar trebuie să bei ca să ai cantitatea. Eu am, sunt niște priculețe în care e concentrat. Adică un priculeț echivalează cu, nu știu cât, 10 sticle de vin. Știți că, adică nu ne bucurăm acum, nu pot să, știți? Trebuie să luăm așa. Dar un pahar de vin e perfect. Spuneați ceva despre liliacul franțuzesc și da. Mi-am adus aminte de caprele franțuzești, da, pe care le-ați dus la Mănăstirea Săraca, pentru că după ce doamna Tatiana s-a mutat în altă parte, niște săptămâni bune am ați stat fost acolo. La Săraca, da. Și veniați doar pentru a opera, da, în fiecare da. Da, m-a sfătuit, joc, da. Da, sunt prieten așa cu preasfințitul, cu Paisie și mi-a zis... ar fi bine să vă continuați activitatea așa să... Și, într-adevăr, e interesant când... Deci am fost foarte afectat. Știți cum, din păcate, apreciem ceva când nu mai avem, știți? Și... Dar ce era interesant, că în momentul când intram în bloc operator, e o ușă care se deschide așa cu cod și intram acolo, uitam de tot. Deci eram alt om, știți? Când treceam de ușa aceea în bloc operator, deci n-am avut, mă concentram 100% pe ce făceam. Și mi-a făcut bine asta. Și acolo la Mănăstirea Săraca, e o mănăstire din 1200 și ceva, cred, 1240, sunt 5 călugări. Și unul avea probleme cu plămânii și se zice că laptele de capră e bun pentru plămâni, adică și este probabil bun. Și am luat niște căprițe, le-am dus acolo, în fine, au crescut, au... Da. Tot în Laura am citit așa, viața se compune din despărțiri, domnule profesor. Dar amintindu-ți asta, bucuria de a fi cu cineva e mai mare. Da, să apreciezi, da, când ai ceva, să-l apreciezi, da. Pe de altă parte, tot în Laura scrie, câtă vreme omul este pe pământ, se pot îndrepta multe. Problema e când omul nu mai este pe pământ și oricât ne-am dori să ne spălăm păcatele și să ne întoarcem greșelile din drum, nu mai putem face asta. Da, nu prea mai poți. Adică e o carte așa al lui Carnegie, scrisă prin 1940, un tip
prima carte considerată motivațională, așa, unde zice că trebuie să trăim ziua respectivă, să punem o ușă metalică între trecut și viitor. Greu de pus, știți? Greu de pus. Dar, într-adevăr, da, știți cum? Eu sunt convins că majoritatea păcaturilor le plătim aici pe lumea asta, la micron, așa, la milimetru le plătim. Nu-i așa. Și eu cred că e mai bine să le plătim pe lumea asta, știți? Adică, decât să n-ai cum să le mai plătești pe lumea cealaltă. Ați simțit pe pielea dumneavoastră? Da, am simțit, da. Am simțit. Da. Dar cred că e bine să rezolv problemele pe lumea asta. Măi, băiete, nu-ți face iluzii, scrie părintele Iustin Pârvu. Numai niște suflete curate mai pot schimba ceva în țara asta. De nu vei birui mai întâi vrăjmășiile din tine, nu le vei putea înfrânge nici pe cele din jurul tău. Trebuie să devii tu mai întâi lumina ca să-i poți lumina pe ceilalți. Da, frumos. Mergeți des la mănăstirea Oașa. Lavinia este cea care a ajuns acolo întâi. Da, v-a dus și pe dumneavoastră. M-a dus pe mine, da. Dar în urmă cu 20 de ani, dacă bine mi-aduc eu aminte, ați operat un călugăr de la Oașa și atunci ați aflat prima oară despre mănăstire. Da, părintele Pantelimon. Era pictor, așa foarte deosebit, a terminat arte plastice și timișorean. Un om deosebit, așa. Și a ajuns acolo și l-a pus să descarce un camion. Să participe la descărcarea unor lemne din prima zi. I-a căzut un buștean pe deget, destul de rău. Și, nu știu, a ajuns la mine. Nu mai eu eram atunci, sau în fine. L-am operat și l-am întrebat, părinte, unde sunteți, călugăr? Și mi-a zis la o mănăstire care e la 1500 de metri, pe malul unui lac, și atât de frică, nici găinile nu cresc. Și așa am reținut. Și, pe urmă, n-am mai știut nimic de Oașa, habar n-aveam unde e. Și m-a dus la Vinia și îi mulțumesc pentru asta. Suntem prieteni cu toți călugării de acolo, adică sunt vreo 50 de călugări acum. E ceva extraordinar, atât de gospodari, au sute de oi, nu mănâncă ei oi, dar mănâncă brânzica de la oi și laptele. Au și o altă mănăstire care ține de ei, unde au foarte multe hectare le cultivă și au și o fabrică de mezeluri și vând mezeluri ca să se auto-întrețină. Știți? Adică starețul părintele Iustin e un tip așa că cu viziune. Organizează tabere aproape la lunar sau la 2-3 săptămâni, 200-300 de copii, de studenți, de elevi din toată țara se duc acolo. Le asigură casă, masă și conferințe despre tot ce vreți. Și conferințe și veselia este asigurată acolo, pentru că pe urmele Sfântului Serafim de Sarov v-aș spune așa, veselia nu e păcat, e alungă plictiseala și din plictiseală vine întristarea și nimic nu-i mai rea ca aceasta. Dar cum facem, domnule profesor, că dacă ne veselim, râdem și dacă râdem, ne ies riduri? Oricum suntem mult mai frumoși când vedem, să știți. Știți? Când facem poze pentru lifting înainte și după, dacă ești așa trist, arăți mult mai rău. Adică, practic, când râdem, se ridică toți, se mobilizează musculatura și se obține un efect aproape de lifting, știți, când zâmbim. Și trebuie să faci poza în aceleași... E bine să râdem. Ne face bine pentru sănătate. Deci nu... Ridurile se rezolvă. Cu botox, în fine. Nu asta e problema. Și oricum e ceva trecător, nu? Cum spunea Molière, e ceva, o floare trecătoare, frumusețea feței. Nu? Molière spunea ce spunea, dar stați să vedeți ce spunea Voltaire. M-am amuzat copios. Cine, Voltaire? Voltaire. Întrebați un broscoi care e cea mai mare frumusețe din lume, iar el vă va spune că broasca. Uh-huh. Adică, până la urmă, chiar contează și ochiul privitorului, domnule profesor. Voltaire spunea că frumusețea derivă din simplitate. Uh-huh. De empatie. Da, apropo de bunătate, spuneați de bunătate și e foarte important. Am citit o carte a unui neurochirurg din state că de ce e bine să faci bine. De ce îți face bine să faci bine. Se modifică, când faci bine, sunt aceiași centri de recunoștință ca și pentru droguri. Deci, efectiv, în lobii prefrontali. Și se modifică structurile neuronale. Îți crește imunitatea când faci bine. Fără să aștepți. Nu când iei droguri, când faci bine. Nu, când faci bine. Da. Și devine o dependență, cred. Dar e bine că să ai o așa dependență, e ok. Să faci bine. Fără să aștepți...
recunoștință, recompensă. Că nici Iisus, nu? A vindecat 10 ori, 10 cu ciumați și unul singur i-a spus mulțumesc. Sau... Probabil că e mai greu până ne urnim, domnule profesor. Pentru că dacă odată apucăm să vedem bucuria și recunoștința din ochii celui căruia i-am făcut, probabil, din punctul nostru de vedere, nu mare lucru. Dar pentru el înseamnă poate o lume întreagă. Dacă odată gustăm din bucuria unui om, s-ar putea să devină drog, exact cum spuneți, și să avem nevoie de asta mereu. Da? Și empatia asta, știi, și compasiunea. Apropo de asta, am citit într-o carte despre Dalai Lama, povestea într-un interviu despre un călugăr tibetan care a stat vreo 20 de ani într-un lagăr în China și înfometat, schingiuit. Și l-a întrebat Dalai Lama ce probleme a avut în timpul detenției. Și i-a spus că singura lui teamă a fost să nu-și piardă compasiunea față de cei care îl chinuiau. Deci, la nivelul ăsta ajung ei. Prin meditație, meditează cam, nu știu, 8 ore, 10 ore pe zi. Și se modifică, când le-a făcut primele tomografii la călugării tibetani, au constatat că o hipertrofie a lobului prefrontal stâng, care e cam aici, deasupra ochiului. Se modifică foarte mult structura cerebrală. Și gândurile astea, și toate sentimentele astea, ne modifică foarte mult tot organismul. Am putea începe cu rugăciunea, poate? Da, rugăciunea e cea mai... Și cu a ne uita cu atenție în dreapta și în stânga la oamenii de lângă exact, noi. Exact, exact. Și să iubim pe... Ar fi bine să ne iubim și... Ar fi bine să nu urâm. Zice că atunci când urăști, e ca și când ai pe cineva, e ca și când ai bea o travă, crezând că o să moară cel pe care îl urăști. De fapt. Adică o nebunie de asta. Ați văzut, când trimiți gânduri negative către cineva, ele se întorc tot negative și poate mai îți face rău. Deci ideal ar fi să... Cum ești, așa pățești până la urmă. Da, așa e. Așa, domnule profesor? Da. Vorbeam cu unul dintre invitați zilele trecute și îmi spunea că ar fi bine întâi să facem pace cu noi înșine, apoi pace cu divinitatea și după aceea abia să ne gândim la felul în care putem fi de folos păcii universale. Da. Universal poate, dar fiecare dacă ar face, vă dați seama, dacă toți am avea empatie, compasiune, iubire, păi n-ar mai fi războaie, nu cred că de fapt pentru ce ne luptăm? Ce să facem, știți? Ce să împărățim lumea? Nu pleci cu nimic, nu? Alexandru Macedon nu a arătat mâinile așa înainte să moară. Nu pleci absolut cu nimic și avea 3/4 din lume. Na, sigur nu pleci cu nimic. Și citeam așa că în momentul înainte să mori, ai dat tot ce ai la bănci și toate mașinile pentru un cozi să mai trăiești, știți? Și cu siguranță când vă ocupați de arș, ați înțeles asta cel mai bine, pentru că cei care mor de la arsuri sunt conștienți până în ultima clipă. Da, sunt conștienți până în ultima clipă, da. Da, primul ars care mi-a murit prin 87, am dormit cu lumina aprinsă vreo câteva luni, așa că, nu știu, îl vedeam așa, te apropii foarte tare de ei. Eram și foarte tânăr și aveam așa, dar n-ai cum să nu suferi alături de ei, să nu, și să-ți dorești să-i salvezi, să, știi, și na, când nu se întâmplă, e o apăsare foarte mare. Probabil că asta e partea întunecată a meseriei voastre. Da, e foarte mult stres. Foarte mult stres. Așa pare foarte frumos. Fac chirurgie, de exemplu, și chirurgia estetică. A, ce frumos e, ce... Nu e chiar așa. Nu, e foarte mult stres. În chirurgia estetică cred că e cel mai mare stres. Că pentru că e vizibil. O mână tăiată, știți cum e? O mână tăiată de tot, o faci, poate să nu țină sutura arterială, nu poți să, dar o operație estetică, dacă acolo în chirurgie estetică omul vine sănătos și trebuie să plece la fel de sănătos, dar mai frumos. Știți? Adică e foarte delicat. De asta eu în ultimul timp vă spun, refuz foarte multe paciente. Și ieri am avut o doamnă 30 și ceva de ani, a zis, domnule, uite, n-am reușit să fac copii, nu mai am ovule sau în fine, așa, și nu mai pot să fac copii și vreau măcar să-mi schimb așa, să-mi pun proteze.
Haideți să vă văd dacă am văzut. Deci am mai fost acum 3 ani și a zis că să fac copii, dar uite, nu mai pot să fac. Bun, am văzut-o, sunt micuți, dar foarte frumoși. Și atât am lăudat-o vreo sfert de oră că sunt. Așa că a plecat, m-a îmbrățișat și a plecat foarte mulțumit. Avea și o problemă de sănătate, adică risc să fac o tromboză și o embolie, se cheamă tombofilie. Și atunci riscul era mult prea mare să-ți pierzi viața, că să ai niște sâmbi mai mari. Eu am nebunie. Și am convins-o și am spus, nu vă duceți în altă parte, că până vă, așa, poate vă operează. Și nu-i bine, adică nu aveți nevoie. Dar a plecat foarte mulțumită. Contează foarte mult cât ne implicăm noi și contează părerea unui specialist. Mai vin mămiși cu fete, cu fetițe, chiar am avut o doamnă din Australia. Fetița... Da, fetița spunea că are piciorușele groase, așa, 14 ani. Și am lămurit-o că nu le are groase. Și a plecat, nu mai are nicio problemă. Da. Cu siguranță, prințul Mâșchin ne-a convins odată în plus. Dostoievski ne-a convins odată în plus. Frumusețea va salva lumea. Ați spus că îmi dați și mie Dostoievski, a zis că aveți toate cărțile. Vă dau integral Dostoievski, dar... da. Vă promite, domnule profesor. Practic, splendoarea binelui din fiecare dintre noi va salva lumea într-o zi. Doamne, vă mulțumesc ajută. Pentru prezența în emisiune, iar eu voi încheia ca de fiecare dată pe urmele lui Octavian Paler, spunându-vă că, în fond, cultura este și ar trebui să fie o anumită formă de a iubi lumea și de a spera.